Ioana, am rămas la poezia ta frumoasă, ți-ai ales să scrii poezii foarte frumoase și de diferite resorturi. Alege-ne, citește-ne, delectează-ne cu una dintre ele. Cu tot dragul, voi citi, pentru început, ca să spunem așa, voi citi un poem care se numește Furtuna Indiferenței. Foarte puternic ne lovește în ultima vreme pe toți. Indiferența. Indiferența. Și eu o simt ca o furtună. De mult, foarte de mult, când stelele cădeau pe pământ ca niște păsări însângerate, puiilor orbi ne strigau pe numele scris pe copertă. Pe vremea aceea încă se mai citea poezie. Contemplativii vorbeau cu imaginea lor din letopisețe, visele ca miezurii de pâine tapetau încăperea, se lăsau ciugulite de păsări, iar sexul cu regulile sale de fier era o problemă religioasă. Pe vremea aceea trăiam în scorbura serii și pe furiș am ascuns poemul în pasărea vie, în cuibul de sânge al păsării de hârtie, cu lacătul timpului am încuiat uimirea în pietre, cu o singură cheie, cu cheia cea potrivită. Contemplativii deschid inima pietrei. Pasărea cel mai ades evadează din vis, din colivia oaselor evadează, ca și din muguri de piatră, din niște coperți de carton ilustrate cu sânge. Contemplativii sunt oameni ca voi și ca noi. Ei vin din trecutul extins, îmbracă poezia ca o haină proaspăt spălată direct pe pielea inimii, din pulberea drumului adună cuvinte, privesc lucruri noi cu îndoielile vechi, cu deziluzia survolează marginea visului, repară cuvinte stricate și se îmbată praznic, privesc înapoi prin lentila răbdării, dar nu aduc scădere luminii. Poemul închis, în pasărea vie, scoate din adânc de ape înțelesul și învie pe cel însetat, scoate sebele dulci din pământ și îi hrănește pe cei flămânzi. Departe, tot mai departe, în geografii succesive, în colivia de sânge, ca într-o uimire, visul nesăbuitului prinț spală pe jos, fără rușine, cu umbrele sale. Când trec prin furtună, păsările cântă când alături de noi, cântec de supraviețuire. Trupul cel viu este casa de sânge a poemului, totul stă scris în sevele lui. Iar nouă, pierzătorilor de profesie, ne crește în locul inimii un poem. Sub clavie pulsează un timp vorbitor. În furtună, un arc își întinde țintele încordate și mirările, în furtună sângele se electrizează și se face râu curgător, spală miezul și curăță depărtarea de spaime, iar tu scormonești prin mări nesperat de adânci, căutând urme fertile, ori numai un trup de omăt în adâncul unei perisabile păsări, în cea mai cumplită furtună, furtuna indiferenței. Uite ce frumos poate să redea un poem realitatea de lângă noi. Ce ar zice profesoara? Foarte frumos, aproape până la lacrimă m-a atins, deși păream poate absentă, dar eu o descoper acum ca poetă pe doamna Ștățco și aș putea să spun că se vede la o prima auzire a textului, ceea ce e mai greu de analizat la o prima auzire un text, se văd toate, să spunem, sevele feminității care se revarsă acolo în cuvinte. E așa plină de ceva, poezia are o rezonanță aparte. Deosebită. Că de la gingășia versului la revolta Tiei Șerbănescu, despre aceeași indiferență și realitate este cale lungă. Da, da. Să mă întorc deci de la poem la proza Tiei Șerbănescu. Cred că asta am sugerat. Așa cum am descoperit-o cu mare bucurie acum pe poeta Ileana Ioana Ștățco, am descoperit-o cu mare mirare pe Tia Șerbănescu, dincolo de o figură aceea de televiziune destul de masculină, de duritatea, să spun, a reflecțiilor ei
politice, pentru că într-o vreme mai urmăream, nu știu, acum 10 ani, îi urmăream emisiunile TV și mai citeam și editorialele ei politice. O ființă sensibilă ca orice femeie este Ștea Șerbănescu în acest jurnal roman, care este Femeia din fotografie, o ființă efectiv hăituită de regim, pentru că ea trăiește hăituirea asta atât din punct de vedere, cum să spun, politic, nu? Pentru că e... gândurile ei și ideile ei nu concordă cu... E trimisă prin 89 să facă corectură la Casa Scânteii, ea care fusese redactor la România Liberă, sper că nu încurc publicațiile acum. Da, România Liberă a fost. Așa, da. Deci e cumva umilită din punctul acesta de vedere, doar pentru că are o anumită inflexibilitate față de absurditatea regimului. Apoi, dincolo de stratul acesta social, politic, exterior, e femeia de toate zilele, să spunem, cu viața ei intimă, personală, familială, care trebuie să înfrunte alături de familia ei toate acele privațiuni pe care le presupune regimul. Deci pe mine m-a fascinat literatura la persoană întâi, de mulți ani, pot să spun, și pe de altă parte m-a interesat foarte mult literatura asta disidenței a regimurilor totalitare, mărturiile despre aceste atrocități și absurdități pe care politicul le aduce în viața omului. Istoria vine și strivește ființa și o canalizează pe niște trasee existențiale indezirabile uneori, grele, dar care o formează de și o modelează. De obicei, jurnalul, foarte mulți dintre cei care au ținut jurnal, au preferat să fie publicat după dispariția lor. Puțini au fost cei care au avut, mă rog, nu curaj, că e mult spus curaj, să-l dea tiparului în timpul vieții. Da, asta ține și de intenția cu care jurnalul a fost scris. Vă povesteam mai devreme despre cazul lui Jenia Acterian, care e scriitoare prin acest jurnal al ei, dar ea n-a scris pentru a fi publicată, pentru a-i se publica notațiile. Era o fată foarte inteligentă, de mare sensibilitate, a murit foarte tânără, la 40 și câțiva de ani, de o maladie destul de rară. A avut neșansa de a fi prinsă și ea de tvălugul războiului și de a nu putea să facă o carieră universitară în străinătate așa cum își propusese și cum i se propusese, dar a avut, pe de altă parte, șansa de a cunoaște toată floarea aceea a intelectualității interbelice. Care a și inspirat-o. Generația 27, da. Care chiar însemna ceva în epocă. Și a făcut parte din familia Acterianilor, care au fost și ei cu toții oameni intelectuali preocupați de cultură. Celelalte scriitoare despre care eu am scris în lucrarea mea au publicat singure intenționat notațiile, ceea ce face ca ele să nu fie, cum să spun... Ele au fost conștiente atunci când au scris jurnalul că... Conștiente, dar și-au și cenzurat, sau autocenzurat, mai bine spus, textele pe care le-au publicat. Adică au făcut decupaje din ceea ce au scris, nu au publicat totul angro. Probabil că după ce vor... trece neființă și Doina Jelea și Tia Șerbănescu, cineva se va apropia de opera lor integrală și va dori să o publice. Ceea ce o privește pe Monica Lovinescu, a apărut un jurnal după moartea ei, jurnalul inedit, dar și acela, din câte țin minte, a fost oarecum triat de către editori. Deci editorii există... sau autorul? Editorii, pentru că el a fost descoperit după ce scriitoarea n-a mai fost. Da. Unii spun că jurnalul intim este și un fel de terapie pentru suflet, că te retragi în fața foii de hârtie și încerci să-ți aduci, mă rog,
nu fronda Tiei Șerbănescu, ci sensibilitatea, uite, Ioanei Ștețcă. Orice carte este o boală învinsă, spunea un poet, nu? Deci, mai mult decât orice carte scrisă la persoana a treia sau un roman sau o altă operă de ficțiune, jurnalul este o boală învinsă, probabil. Și poezia? Și poezia este tămăduitoare. Sau, aș spune eu, mai ales poezia este cea care tămăduiește sufletul. Pentru că sunt dintre acei oameni care cred că poezia cu siguranță face lumea mai frumoasă, dar pot să o și schimbe și pot să o facă mai bună. Tu de asta ai scris? De asta scrii? Eu scriu și pentru asta. Dar scriu în primul rând ca să mă modific pe mine. Și acest lucru chiar îl pot vedea după ce scriu un poem care simt că trece dincolo, că trece spre celălalt, cu aceeași bucurie te ridici atunci în picioare și slăvești pe Dumnezeu. Este un mare lucru. Dați-mi voie să vă spun un poem din ciclul Poeme pentru proști. Te rog, Dan. Lucrez la două cicluri de poeme. Cel dinainte pomenit, ciclul Poeme pentru proști, și la un ciclu care să se plieze pe anul acesta al centenarului și care se numește ciclul respectiv Albastru cel viu, albastru de Transilvania. Doresc din tot sufletul să vă citesc un poem din ciclul Poeme pentru proști, iar la final, dacă o să-mi dați voie, o să spun și unul din celălalt ciclu. Portret de grup. Încep să semăn cuvinte și să scriu lucruri despre care nu știu aproape nimic. Ba mai mult, speculez fără rușine neștiința celor ca mine, proști care cred că iubirea este scrisă în stele, cu o peniță de nemai văzută, cu uneltele poeziei fac fereastră în ziduri. Apoi mă întorc acasă pe o cărare pietruită cu lacrimi. Știu neputința și contemplația ierbii. Vechiul parfum cu esență de moarte învăluie dimineața, oprește ceasul îndoielilor noastre și ne apropie de insomniile pietrei pe care le cunoscusem mai bine în năvalnică am tinerețe. Lucruri mai vechi decât mine mă cunosc și mă strigă, mă împiedică, ba mai tare mă urmăresc și mă cheamă pe urmele unei supraviețuitoare necunoscute, de care aflu acum împreună cu voi că și-a tăiat umbra în două și-a dat-o la câini. Apoi, ca să evite scandalul, am mai tăiat-o odată și am împărțit-o prietenilor sub forma unor superbe poeme neînțelese de nimeni. Este mai lung, dar nu mai nu mai, da, te emoționează, da. Foarte mult. Da, îmi place motoul sub care vrei să scrii și cred că va ieși o carte foarte, foarte frumoasă. Da, cu note ironice, nu? Și satirice. Mie îmi venea în minte, apropo, și de totalitarism și de titlul acela pe care îl dă Victor Petrini proiectatului său eseu filozofic, nu era Eratică loșilor. Așa, apropo de literatura asta a regimului totalitar. Ce se vede în creația Ioanei? Se vede fragilitatea? Se vede frumusețea sufletului? Da, se da, vede da. Vulnerabilitatea față de mediul în care nu se găsește și nu se simte confortabil? Și aș adăuga și revolta. Atitudine destul de, nu, de vehementă în fața realității. Mi-a plăcut imaginea aceea a umbrei tăiate. Umbra tăiată o dată în două, da? Și încă apoi o dată în două. Da, interesantă imagine. Ai ales cinci tipuri de femei, una mai interesantă ca cealaltă și care denotă mai degrabă spiritul feminist, mai ales
Tia Șerbănescu, că se vorbește foarte mult despre feminitate și feminism, despre feministele din ziua de astăzi, ea nu și-a ascuns ideea că generația ei și femeile în general au aceeași minte ascuțită, pot să facă aceleași lucruri ca și ei. Da. Ceea ce este foarte interesant la Tia Șerbănescu, în episodul acela de final, cumva, al cărții, sau în episoadele de final ale cărții, când ea lucrează la corectură în imensa casă a Sfântei, tipografia 13, nu mai știu acum exact secția la care lucrează, ea cunoaște femei mai simple acolo, clar, nu sunt de nivelul ei. Tipografele, da, da. De nivelul ei intelectual. Și consemnează niște savuroase istorii de viață din care reiese condiția femeii de nivel mediu social în epoca ceaușistă. Legat de scrisul feminin, eu mi-am permis în cercetarea mea să merg un pic înspre latura asta a curentelor feministe și a ideii de feminitate și studiile teoretice cumva s-au probat în cartea Tiei Șerbănescu. De ce? Pentru că la noi feminismul și mișcările feministe, cel puțin teoretic, nu s-au manifestat decât după 90. Politic, în schimb, regimul comunist a adus cu el discursul ăsta al egalității de gen. Numai că spun și cercetătoarele fenomenului și se vede și din cartea Tiei Șerbănescu, femeile, deși oficial sunt egale cu bărbații, ele, din potrivă, în timpul regimului capătă mai multe sarcini decât înainte. Adică au și un rol social. Nu mai poți vorbi de egalitate, da. Adică lucrează mai mult adică, decât ei. Da. Dincolo de spațiul familial, ele devin angajate, nu? Forță de muncă, dar își păstrează și rolul de mamă, și rolul, de soție, exact, de gospodină. Intact da. Și privit cu aceeași, să spunem, superioritate de către, sau cu același misoginism de către partenerilor de viață. Mi-a plăcut foarte mult ideea Ioanei, care spunea că vrei să te cunoști pe tine, că într-adevăr, dacă vorbim și despre jurnal, că și unii spun că jurnalul este și o formă de a te apropia mai mult de tine și de a te cunoaște pe tine mai mult, mă rog, unii zic că e și o refulare. Sigur că te cunoști pe tine vorbind despre tine în relație cu ceilalți și în relațiile cu întâmplările vieții tale. Te cunoști pe tine cu fiecare gând care îl îndrepți înspre ceilalți. Te cunoști pe tine. Și cu cât te cunoști pe tine însuți, cu atâta cunoști lumea mai bine și te poți bucura de ea. Eu înscriu însemnări. De asta zâmbeam când a vorbit Monica despre jurnalele necenzurate, cele care au fost scrise doar pentru scopul lor de jurnal, de a însemna, ține însemnări. Ce m-aș distra peste vreo 100 de ani să se găsească acele jurnale în care scrii, mă gândesc la un ciclu, poeme pentru proști, 2 kg de morcovi, o pâine, nu uita să scoți cățelul. Deci chestii din astea care sunt... Cu care te confrunți, în da. În fiecare da. Zi și care sunt ale tale și de care, cum să spun, te bucuri că sunt ale tale și că poți să le scrii. Ce vă place cel mai mult? Femeia scriitoare sau femeia personaj de scriitură? De roman, de piesă de teatru. Care dintre ipostaze vă place mai mult? Creatoarea sau personajul? Pot să spun eu? Da. Eu aș spune că ambele ipostaze. Și mă gândeam la personajele feminine din literatura română, cel puțin din literatura română, aceea mai de manual școlar, pe care
am citit-o mai în profunzime, nu mă pot lăuda că am citit neapărat literatură contemporană în care să, sau din care să extrag o imagine de a feminității, deși am un exemplu care mi-a plăcut foarte mult. Deci, în egală măsură, îmi plac personajele feminine construite din perspectiva masculină, dar și personajele feminine construite din perspectiva unei femei scriitoare și scriitoarele ca personalitate. Mi se par niște mici arhitecți, așa, în domeniul imaginarului, dacă ar fi să vorbim despre romane. Și îmi vine în minte cazul scriitoarei americane Margaret Mitchell, nu? Care a făcut... Care pe levânt. Exact, a făcut istorie oarecum. Da. La granița, să spunem, dintre marea literatură și o literatură apropiată de cea consumistă, pentru că a prins la un public destul de larg. Întrucât trebuie să ne grăbim cu emisiunea, dar vă promit că vă invit să ducem mai departe gândurile acestea frumoase. Ioana, te rog să închei tu. Eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și să încheiem pe un ton frumos, pentru că poezia este frumoasă, sufletul nostru este frumos, să încărcăm și sufletul telespectatorilor cărora eu le dau întâlnire săptămâna viitoare și îi las în compania ta cu o poezie frumoasă din ciclul, care ciclu ai zis? Cer albastru? Albastru de Transilvania. Albastru de Transilvania, foarte frumos. Când spun albastru de Transilvania, nu mă gândesc la albastru de pe cupola bisericii, ci mă gândesc la căsuțele acelea de pe deal, care erau proprietarilor români îndeopște, erau obligați să le văruiască în albastru. Da, citește-ne poezia. Am să citesc un fragment poezie, pentru că eu scriu lung, n-am vreme să scriu scurt. Albastru de Transilvania, albastru cel viu, ne-au obligat să ne vopsim casele în albastru și a început să ne placă. Seara privim lămpașele cerului, le întipărim în culori pe pereți și te vedem aproape în fântână, nu ca atunci îndepărtindu-te într-un exces de albastru ca un turn cu umbra în spate. Dimineața sprijinim felinarele stinse de îngerii beți pe aripa bătrânei păsări de piatră, cei visători văd deasupra caselor urmele îngerului, iar uitarea desenează miresme. Rana cea veche din venele noastre deschise e vindecată de mult. De pe cicatrice am șters răzbunarea și ne uităm la părinți cum ne-am uitat într-o oglindă retrovizoare. Sap adânc, sap cât de adânc m-a învățat disperarea și sap mai departe cu gândul, ori cu unghiile în uitarea din sânge, unghiile intră în gând și în carne și nu se supun. Cel cu o piatră în locul inimii a plecat fulgerând din senin, pașii lui pe urma de lup se întipăresc, mâinile mângâie viul și lemnul, cu laserul ochii cioplește în piatră și piatra îl mușcă. Foarte frumos! Să aveți o seară bună și inspirație în ceea ce faceți voi, în toată creația voastră, cât mai multe cărți pentru Monica, cât mai multe poezii frumoase pentru tine și pentru sufletul telespectatorilor. Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. O seară bună! Thank you.